Păi deci văd că lumea a început să nu prea se mai uită la clipurile mele. De ce? Că au început să devină prea serioase. Am vorbit inclusiv despre imobiliare și aur. Nu știu unde mi-a stat mintea, adică chiar nu știu la ce m-am gândit. Cred că am fost într-o transă ceva, n-am mai realizat ce fac și acum trebuie să răspund pentru faptele mele. Așa că ne întoarcem la 50-100X. Crypto gaming, da, Bineînțeles. Așa că dacă n-ai venit aici să afli mai multe chestii interesante și vrei să afli mai multe despre imobiliare și aur, vezi că am niște clipuri anterioare. Însă azi o să vorbim despre niște chestii mult mai interesante care pot să ne aducă și bani. De ce? Pentru că suntem în februarie și deja chartul de la Bitcoin începe să arate Uf, și mai am dat pe chartul all time ca să vedem all time high-ul și all time low-ul care s-a produs după. A început să crească, s-a depășit all time high-ul precedent și acum all time low-ul față de celălalt este mai înalt. Deci va trebui să mai mergem un pic lateral, exact cum am văzut prin vară pe aici. Am mers un pic lateral și la vale până să ajungem să creștem. De ce are chestia asta relevanță? Păi, după ce dictează Bitcoin că o se întâmple cu piața, asta o se întâmplă și cu crypto game noastre în care am băgat o grămadă de bani și na, trebuie să stăm în chirie că nu mai avem să ne mutăm, să ne cumpărăm apartament. Asta este. Așa că mergem pe listuța mea de pe Coin Market Cap să ne uităm un pic la jocurile în care am investit și o să dau un exemplu destul de clar. Sidus NFT Heroes nu am cumpărat de foarte mulți bani, însă a făcut foarte, foarte bine. Și exact ce fac toate, mai întâi, când se listează, fac un pump micuț, după aia începe practic o creștere majoră. Eu l-am cumpărat la 0,0018 dolari, adică 0,18 cenți. N-am apucat să vând fix la 100x în vârf aici, dar am vândut undeva aici, ceva de genul. Când mi-am dat seama că trendul o să crească, pentru că de ce? Toate fac la fel, am mai explicat asta. Toate se corectează și intră într-o fază de development. Când nu mai este foarte mult hype, plus că piața în momentul ăsta merge sideways, adică merge în lateral. Și nici nu contează ce Scrie acolo sus la jocul în care am investit. Graficile astea toate arată la fel. Dacă nu poți să observi chestia asta de trend. Dacă nu-ți dai seama că toate fac la fel, deși am explicat-o timp de două luni de zile în continuu, probabil n-ar trebui să te bagi pentru că este un spațiu riscant. Mai degrabă dă doar un like la clipul ăsta și este de ajuns. Așa că la cât am cumpărat eu 0,18 cenți în private sale de 1000 de dolari, însă am cumpărat de banii ăștia Sidus, care este tokenul nativ de tranzacționare din jocul ăsta, Sidus Heroes, da? dar la pachet jumătate din suma aia s-a dus în Senet, care este tokenul de guvernare, care a fost mult mai scump. senet a făcut undeva la 60-70x și ăsta a făcut 100x. Am încercat să pun la staking, n-am reușit, nu știu de ce nu mai mers să metamasc cu însă mă bucur pentru că din primii token pe care i-am primit, adică doar 10% din toți tokenii pe care i-am cumpărat de bani, mi-au adus vreo 4000 și ceva de dolari. Și acum mai putea să spui, da, da, ia uite ce s-a întâmplat cu asta, că s-a dus dracu pe roșu, ai pierdut toți banii. Brodere, am făcut banii de 4 ori vânzând 10% din token. Și dacă te uiți la clipurile mele anterioare, asta fac cam toate. După aia, pe măsură ce ne îndreptăm mai încolo, dacă proiectul este bun, se aduce mai mult adopție, se lansează produsul care să fie jucat practic, adică jocul final, chartul ăsta o să arate a nimic, o să arate exact cum arată ăsta aici, de ce o se întâmple pe viitor. Bineînțeles, speculez când fac chestia asta, dar eu mi-am recuperat banii înapoi de patru ori, ceea ce pentru mine este foarte bine. Și nu toată lumea o să poată să se bage în fazele incipiente, am mai explicat și chestia asta. Însă vin după aia perioadele astea de dev pe care le-am denumit eu pe roșu, care ajung foarte, foarte apropiat de prețul ăla cu care eu am cumpărat în pre sau un private sale, sau în seed, sau un public round pe launchpad, sau mă rog, toate fac corecția asta. Și aici cei care nu reușesc să se bage în faze incipiente sau să blocheze o grămadă de bani pe pe uri se pot uita în zonele astea roșii să vadă exact un unde se poate cumpăra. Bineînțeles, dacă proiectul este bun și dacă l-ai documentat complet. Eu doar asta am făcut timp de 3 sau 4 luni de zile în continuu, altceva nu știam. Făceam research, știam white paper-uri, vedeam echipe, vedeam investitori, vedeam tot ce trebuie. Și ghici ce? Toate, toate, deci toate din istuța asta, toate sunt pe roșu. Trebuie doar să mergi să le cauți, să le documentezi și să vezi care sunt investițiile pentru tine. Dacă există, dacă nu vrei să speculezi, n-ai ce să cauți aici. Te duci în Bitcoin, Ethereum, mă rog, și altele mai stabile care nu au așa de mare risc. Deși până și alea avri, a vrut să mă rog. Și uite un joc în care eu nu am investit și ți-am zis că nu o să investesc, o să te las pe tine dacă poți să investești. Ce s-a întâmplat cu el? S-a listat la 1,35$ și ia uite la acum unde este, în perioada asta roșie. Și chiar mă uitam cum pot să intru și eu în jocul ăsta acum ca să nu mai am restricția de vesting pe termen lung, pe 2 ani de zile sau ceva de genul. Și un preț de 40 de cenți încă este la 10x față de prețul din private sale, în care nu am vrut să intru. Mai poate să scadă de aici? Este posibil, dar cum îl văd, practic acum a făcut un flor. Aici nu prea mai vrea să scadă. Și piața este maxim. Dar jocul aici în perioada asta are dev, adică face development și merge ușor ușor spre produsul final. Deci la asta mă uit ca să văd unde dracu următorul 100x, pentru că se poate face orice ar spune oricine. Le-am făcut, am arătat cum, am dat o grămadă de exemple de jocuri, nu trebuie să le iei pe ale mele, ți-am zis că trebuie să mergi pe Twitter. Dacă începi de acolo să urmărești astfel de proiecte, o să vezi că la recomandate o să primești proiecte asemănătoare. Și practic de acolo începi tu să ți construiești propriul portofoliu. Sau poți să mergi de exemplu pe Launchpad, Cidify, Dao Maker, Polka Starter, ce vrei tu. Și vezi ce listuțe pregătesc ei de Crypto Games care se vor lansa. Și apoi de acolo începi research-ul, începi tu documentația singur și ai o grămadă de clipuri la mine pe canal în care am explicat cum se face research-ul ăsta. Doar că nu pot să-l fac pentru tine, degeaba mă întreb părerea mea despre jocul ăla. Dacă n-am intrat să fac research, n-am cum să-ți dau o părere. La fel, am refuzat să mă bag în Dirix de la început pentru că nu mi s-a părut ok și a făcut foarte multe X-uri. Am refuzat să mă bag în Monkey Ball, care acum se numește Monkey League și am prezis că o să fac 100 X. Ghișe, a făcut 125 X la lansare. N-am cum să mă bag în toate, este imposibil. Am luat sute de proiecte la rând să văd în care pot să care mi se potrivesc mie, care îmi plac măcar și pe care le înțeleg, care pot să livreze ceea ce cred eu că o să livreze ca prețul să crească. Pentru că speculăm, facem speculă, vrem să facem bani, nu vrem să schimbăm lumea cu crypto gaming. Hai să fim serioși. Tocmai din cauza asta, răspunsul este da. Oricine poate să facă 100 is în spațiul ăsta. Nici eu nu credeam că e posibil pentru mine. Mie îmi plăcea Bitcoin, Ethereum, nu mă îmi plăceau chestiile astea micuțe cu marche chiar mic, super riscante, despre care nu înțelegeam nimic. A trebuit să mă bag pentru prima oară să văd, bă, merge, nu merge, care e treaba. Și m-am băgat în Gold Fever prima dată. A avut un succes major și Gold Fever a făcut și face aceeași chestie pe care am precizat-o anterior. S-a lansat fix în perioada când trebuia, adică pe creșterea aia pieței, și am vândut aici fix pe creșterea parabolică și mai am de primit o grămadă de token -uri. Dacă mergem mai departe, practic după ce a început să scadă toată piața, începând cu Bitcoin în primul rând, cam asta se întâmplă cu toate. Moment bun de intrare, dar logic mult mai bun decât aici, cu condiția ca proiectul să fie documentat, adică să vezi unde îți bagi banii neapărat. Și ghice ce, fix în perioada asta, practic în toată piața este în scădere fix acum este numai bine de intrat și la fel, uită de ce nume e aici, nu contează, graficul ăsta este la fel pentru toate jocurile. Și dacă vrei un trigger foarte bun de investiție practic în joculețele astea micuțe și speculative, te uiți aici, când nebunia asta de Bitcoin face chestia asta la deal foarte foarte agresiv, în corecție, asta, ghici ce se întâmplă cu banii. Toți cei care și-au luat profituri se duc mai departe și investesc în microcapuri, adică alea de la coada clasamentului. Și treaba asta cu metaversul este foarte, foarte pe hype. Și crypto gaming este faza următoare înainte de metavers. Acolo se vor duce banii. Deci când Bitcoin acum se pregătește să facă o creștere din asta cu propulsoare, pe măsură ce Bitcoin crește, unii își vor lua profituri. Trebuie să le bage undeva. Nu vor lichida, vor să facă mai mulți bani. Sunt hapsâni, sunt avari. Asta este și o să la fel și tu ești la fel. Tot ce poți sau vrei să risci, te duci practic cu banii ăștia mult mai speculativ adică în zonele alea micuțe unde sunt market cap foarte, foarte low. Și atunci ăsta este un trend de piață. Îți recomand să faci asta? Doamne ferește! Dacă nu ai treabă cu riscul, fugi de aici, dar fugi cât țin picioarele. Dar dacă ai 50-100 de dolari de risc, acum este cel mai bun moment să faci o chestie de genul ăsta, ca să înveți. Pentru că dacă n-ai niște skill de the game, nu o să înveți piața asta. O să te uiți la ea, da, uite, faci asta. Și când bagi bani, o să vezi că faci exact invers. Am pățit exact la început când m am băgat cu bani în primul meu portofoliu în cripto. Piața a luat-o în totalitate la vale în foarte scurt timp. Doamne ferește! bine că n-am vândut ceva în momentul ăla. Dar văzând cum practic banii mei fac așa, ca și valoare, am zis ok, hai să vedem în ce putem să și speculăm, ca să creștem puțin portofoliul ăsta. Deci cu maxim, maxim 10% din banii pe care tu poți să investești. Aia ar fi singura recomandare. Dacă vrei să te joci, crypto gaming este cea mai bună variantă. Deci ăsta ar fi următorul 100x la care mă uit de acum încolo. Pentru că ne pregătim de creștere. Nu o să fie parabolică, o să fie constantă în timp ce se face development, o să apară și mai multe jocuri. Deci mare atenție la care te uiți și unde vrei să-ți banii pentru că e un risc major aici. Dar și rewardul poate să fie de așa natură. Deci cam atât pentru azi, hai să fugim la muncă că avem și treaba adevărată de făcut, nu sărăciile astea, nu?